Credeți că ar putea fi carantinat București în perioada următoare? Am auzit câțiva medici spunând acest lucru, că ar putea fi carantinat Bucureștiul dacă se merge cu această creștere a numărului de noi cazuri, la care Bucureștiul, da, este printre campioni. Sigur că e un lucru pe care nu ni-l dorim și nu cred că și-l dorește nicio persoană care locuiește în București sau care vine la lucru în București sau care tranzitează Bucureștiul. Din păcate, poate că există această posibilitate dacă evoluția va fi de asemenea foarte alertă. Dar ce ar însemna acest lucru pentru antreprenori, pentru cei care desfășoară activități economice în București? Da, Bucureștiul este un motor al economiei românești. Pentru Horeca lucrurile sunt groaznice în acest moment. Au fost din nou păcăliți și închiși pentru a nu știu câta oară, fără să fie anunțați, din timp, pe nepusă masă, chiar în prag de 1-8 martie, când toți cei care erau în zona aceasta a restaurantelor își făcuseră aprovizionare, deci acolo este doliu deja. Foarte mulți dintre cei din Horeca au spus că în ciuda faptului că au încercat să reziste până acum și să susțină persoanele care lucrau cu ei, pentru că este foarte greu să găsești un bucătar bun, să formezi un ospătar bun, să formezi personalul din hotel și să-l menții alături de tine, pentru că există totuși această piață concurențială în toată Europa și migrația economică la noi este, o simțim tot timpul. Din păcate nu mai rezistă și trebuie să pună lacătul pe ușă la foarte multe dintre activitățile lor. Ascultam astăzi dimineață, am avut în dezbatere la Comisia Economică acea măsură propusă de către guvern pentru sprijinirea Horeca cu 20% din diferența cifrei de afaceri dintre 2019 și 2020. Nici astăzi nu știu cum să o facă. Nici astăzi nu știu și nu au predictibilitate pentru cei din Horeca. Au venit cu un amendament prin care vor să implice și băncile, astfel încât să fie parte din proces în partea de analiză și de finanțare a celor din Horeca. De-abia astăzi discută un amendament care să dea posibilitatea la Senat, urmează și Camera Deputaților ca și Camera Decizională, ca să dea această posibilitate. Deci ei habar nu au cum să facă și cum să implementeze această măsură. Se putea și altfel? Sigur că da. Sigur că se putea altfel și că se putea mult mai de mult făcute lucrurile clar. Vedeți că de când a venit ministrul Năsui la Ministerul Economiei, a distrus tot. Inițial am crezut că nu are o viziune, dar am înțeles ulterior că viziunea lui este și misiunea lui este foarte simplă. Trebuie să distrugă economia românească și capitalul autohton. Din toate programele care funcționau conform legii și care funcționau în baza programului de guvernare al lor, al coaliției de dreapta, care a fost votat în Parlament atunci când a fost votat guvernul. Pe toate le-a distrus. Că vorbim de programul de promovare a exporturilor. Este, să vă uitați, pagina 35 în programul lor de guvernare. Nu mai funcționează astăzi. Programul internaționalizare, un program care era complet digitalizat și care răspunde noilor cerințe privind digitalizarea. Niciun antreprenor nu intra în contact cu vreunul din lucrătorii din Ministerul Economiei. Și pe acesta l-au închis, dintr-o eroare, au uitat să prelungească valabilitatea acestui program, deși schema de minimis era până în 2023. Cu intenție au făcut-o și l-au distrus. Startup Nation, uitați de el, gata, este ultima ediție, va fi cu greu plătită, încă lipsesc 250 de milioane pentru a fi făcute toate plățile, dar nu mai este vorba despre o nouă ediție Startup Nation, deși sunt legi în România promulgate de către președintele Iohannis, care îi obligă ca Startup Nation să continue. L-au distrus, l-au mormântat, nu mai contează. Și așa mai departe, vă pot vorbi despre toate. Astăzi citim în presă declarația ministrului Năsui, care ne spune că o să o ia de la capăt cu măsura 3. Vi se pare normal? Și toți cei care au aplicat pe măsura 3, să aplice din nou. Probabil că o parte dintre ei, sau eu cred că majoritatea antreprenorilor de acolo, pentru că nimic nu este dovedit încă că ar fi fost
vreo intenție sau că s-ar fi întâmplat ceva necurat. Planează suspiciunea și sun la DNA foarte multe firme. Ce se întâmplă în realitate? Lucru pe care domnul Năsui, în egoismul lui, în încercarea lui de a scăpa de faptul că a fost prezent pe o platformă și n-ar fi trebuit să fie, în încercarea lui de a scăpa a coaliției, cei care erau prin minister ca niște fantome, pentru că nu aveau niciun raport cu ministerul, nu erau angajați în minister, dar aveau adrese de e-mail cu gov.imm.gov.ro, care este adresa oficială, oameni care n-au voie să ia decizii, care n-au nicio răspundere, dar care bântuiau peste tot prin minister. De aceea am spus fără ca niște fantome. Fără ca ministrul fantome să știe. Da, cu binecuvântarea ministrului, dar fără să existe un raport contractual. Și acesta obligă, acesta îți dă voie să poți să intervii în relația cu un funcționar public și să-i spui cum să facă anumite lucruri. Dacă în organigramă, poziția ta există. Oamenii aceia nu existau. Știu că ministrul a făcut și o plângere aceștia sunt consilierii onorifici. Niște fantome, niște oameni care bântuie prin ministere, i-are și Vlad Voiculescu, într-un număr 24 are azi, i-are și ministrul Năsui și toți ceilalți miniștri USR+. Ei nu ar trebui, ar trebui maxim să-l consilieze pe ministru, să-i dea niște sfaturi și dacă ministrul dorește, poate să țină cont sau poate să nu țină cont de sfatul lor, dar el răspunde. Nu are voie să delege atribuții. Nu are voie către aceștia. Nu are voie ca aceste persoane să meargă prin minister și să ia decizii în numele ministrului. Lucrul acesta este interzis de lege. Pentru că este o uzurpare de funcție. Oricum am văzut că delegația este la modă acum în guvernul. Există delegare și a existat întotdeauna delegare către secretarii de stat, pentru că de aceea există funcția secretarului de stat să preia o coordonare a unui departament. Dar de aici și până la delega către secretarul de stat inclusiv semnătura ca ordonator principal de credit este cale foarte mare și lucrul acesta nu s-a întâmplat înainte. Asta fac acum ministrul SR+, bun, deleagă tot, toată și care mai e treaba ministrului? Îl ținem așa de decor sau cum? Păi de la... Care mai e treaba ministrului? De la Vlad Voiculescu am înțeles că se ocupă cu contemplarea, altceva nu face, nu are poziții publice și nu se implică, nu răspunde, nu decide. La el orice îl întrebi așa, într-o stare meditativă, o fi cineva de vină. Să-l căutăm pe vinovat. Privesc cu îngrijorare, ca să citez puțin din declarațiile dânsului.